Aș vrea să vă spun că predica din seara aceasta am botezat-o foarte scurt. Trei cuvinte de ținut minte. Ar fi foarte bine dacă vom ține minte aceste trei cuvinte în această seară. Nu numai să privim în trecut, în lumina acestor trei cuvinte, dar să privim în viitor, anul în care vom intra, să avem aceste trei cuvinte drept călăuză a vieții noastre. Întotdeauna când vin sărbătorile acestea de sfârșit de an și mai ales prima zi a anului, fiecare dintre noi încercăm să ne facem noi rezoluții, noi decizii pentru anul în care intrăm. Poate că e bine că în această seară, fiind ultima din an, să ne facem un mic inventar, să vedem ce am făcut cu deciziile care le-am luat la 1 ianuarie. Cât timp a durat până am uitat de ele? Se spune că până prin martie, cei care hotărăsc să slăbească, să meargă la săl de sport, să cam țin de hotărârea asta, da, din martie încolo, tot mai rar și mai cu amar. Multe dintre deciziile noastre cam atât țin, 2 sau 3 luni de zile până uităm de ele. Aș vrea să vă gândiți bine, pentru că deciziile care le luăm sunt foarte importante pentru viața noastră. Și aș vrea să vă gândiți la deciziile acelea care vizează viața noastră spirituală. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că și anul acesta m-a ajutat să mă țin de cuvânt. Am hotărât să mai citesc Biblia încă o dată anul ăsta și am terminat-o alaltăieri. Am terminat ultimele versete. A fost a treia oară în timpul acestei pandemii când Dumnezeu m-a ajutat să mă țin de cuvânt. Și una dintre deciziile care le voi lua anul acesta în care vom intra este să o citesc din nou anul în care vine. Luați asemenea decizii, mai ales decizii care vă ajută să fiți disciplinați cu dumneavoastră înșivă. Una din decizii care vă ajută să fiți disciplinați este asta, să citiți în fiecare zi câteva capitole din Biblie. Știți că dacă citiți 3 capitole în fiecare zi, puteți să citiți Biblia un an întreg? Eu am luat 5 pentru că mai călătoresc, mai cine știe ce se mai întâmplă și vreau întotdeauna să fiu acoperit ca să pot să mă țin de cuvânt până la sfârșitul anului. Dar luați aceste decizii, rezoluțiile acestea, pentru că ele implică în primul rând o investiție de speranță. De speranță în viitor. Lumea din jurul nostru este foarte pesimistă și oamenii sunt pesimiști și cinici, mai ales privind la știrile pe care le urmărim. Nu trăim într-o lume cu multe promisiuni, nu? Știți că există un doomsday clock, așa se numește, un ceas al sfârșitului lumii, pe care oamenii de știință îl potrivesc întotdeauna la ora asta, între cei 2 ani. Știți că ceasul ăsta ține cont de economia lumii, ține cont de conflictele care există, de războaiele care sunt, de înarmare, de bombele nucleare și înarmarea nucleară a lumii. Știți cât arată ceasul ăsta până la 12? Mai avem, se pare, vreo 2 sau 3 minute până la sfârșitul lumii. Așa spun oamenii de știință. Nu știu ce se va întâmpla cu ceasul ăsta acum, după amenințările pe care le proliferează Rusia împotriva lumii întregi. Tot mai puțin oamenii de știință cred că a rămas foarte puțin timp până la distrugerea noastră totală. Nu este multă speranță în lumea în care noi trăim. Oamenii privesc, așa cum spuneam, foarte cinic și pesimist această lume. Știți că sunt 2 feluri de oameni, pesimistul care zice, nu se poate mai rău, și optimistul spune, ba, se poate. Asta este, de fapt, cinism, nu? Te privești lumea cu cinism. Textul de astăzi ne învață exact contrar și aș vrea să intrăm în anul ăsta cu aceste 3 cuvinte care să ne ține echilibru într-o lume absolut dezechilibrată. Prima afirmație pe care vreau să o fac este că Dumnezeul nădejdii
ne spune că putem să fim plini de speranță, să putem să fim tari în nădejde. Putem să avem speranță în această lume. Biblia ne spune că Dumnezeul nostru, Tatăl nostru din cer, are gânduri de pace, de nădejde, de speranțe înalte pentru noi. Are un viitor frumos pregătit pentru viața noastră. Ar fi absurd ca și copiii lui Dumnezeu să nu credem în acest plan minunat al lui Dumnezeu care îl are pentru viitorul nostru. Tatăl nostru nu este deloc disperat de viitorul nostru. Dumnezeu care conduce această lume nu este disperat de războaiele care sunt și câte nenorocire poate să aducă omenirea pe fața Pământului. Pentru că El știe să transforme până și cele mai rele lucruri pe care noi le facem în lucruri bune pentru viitorul copiilor Săi. Așa am auzit în această seară, nu? Că El face ca toate lucrurile să lucreze spre binele nostru. E foarte greu să înțelegi versetul ăsta. Imaginați-vă că l-ați auzit acum în Ucraina. Nu este curent, e un frig din ăla îngrozitor, nu aveți cu ce face focul, nu aveți unde să dormiți o noapte, n-ați mâncat de vreo 2-3 zile și sirenele sună din nou atacurile bombardierilor și a rachetelor rusești peste orașul în care vă aflați. Este foarte greu să înțelegi că toate lucrurile pot să lucreze spre binele tău în asemenea circumstanțe. Și totuși Dumnezeu este Cel care conduce lumea. Speranța ne umple de încântare și optimism întotdeauna. Vedem lucrurile cu încântare și cu optimism. În Romani 5:2, Apostolul Pavel spune așa, că este o stare de har, bucuria mântuirii care ni s-a dat. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ne bucurăm în această nădejdea slavei lui Dumnezeu. În Romani 12:12, Apostolul Pavel ba chiar ne poruncește, spune așa, bucurați-vă în nădejde. Deci avem o poruncă a Apostolului lui Dumnezeu să ne bucurăm în nădejde, în speranță, în speranță, în viitorul nostru. Să știți că noi nu putem trăi fără speranțe. În fiecare zi noi sperăm că următorul ceas e mai bun, că ziua de mâine este mai bună, că vom reuși în afacerile noastre, că vom trăi și vom avea succes în viață. Noi nu putem trăi fără speranță. Dar speranța noastră se leagă acum de Dumnezeul nădejdii, de Dumnezeul speranței. Spune Dumnezeul nădejdii, Dumnezeul speranței. El este Cel care ne ajută să fim tari în această speranță, în nădejdile noastre de viitor. În 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 13, Apostolul spune că speranța este de fapt o virtute fundamentală care va rămâne peste tot, va rămâne veșnic. Acum, dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Speranța va rămâne întotdeauna cu noi. Speranța produce răbdare și persistență, stăruință în viața noastră. Fără speranță este puțin probabil să avem șansă să ne dezvoltăm răbdarea. Persistența de care este nevoie de a trăi o viață creștină. Dacă n-am avea speranță că suntem biruitori împotriva păcatului, n-am ieșit din el niciodată. Dar ceea ce ne dă energia necesară să biruim și să fim mai buni mâine decât astăzi, să există o progresie a sfințeniei noastre, este tocmai speranța care vine de la Dumnezeu. Speranța ne ajută să facem față viitorului. De ce trebuie să avem speranță? De ce trebuie să avem nădejde? Pentru că speranța este produsul promisiunilor Domnului nostru Iisus Hristos. Când citim promisiunile care El ni le-a făcut. Anul acesta, cred că mulți dintre dumneavoastră ați urmat devoțiunile acelea zilnice, tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu scrisă de Spurgeon.
Spurgeon a scris câte o promisiune a lui Dumnezeu pentru fiecare zi din an. Și vreau să vă spun că sunt enorm de multe promisiuni ale lui Dumnezeu. Pe aceste promisiuni ale lui Dumnezeu se bazează speranța noastră. Ea este produsul acestor promisiuni ale lui Dumnezeu. Apoi, speranța este produsul prezenței Domnului în viața noastră de fiecare zi. Când simți prezența Domnului, când simți intervenția lui Dumnezeu, imediat speranța ta se ridică la un alt nivel. Una dintre încercările anului acesta pentru mine a fost o veste foarte proastă care mi-a dat-o doctorul. Am avut câteva crize foarte ciudate, nu puteam să mi le explic. Cred că mi s-a întâmplat de vreo 5 sau 6 ori și uneori mi s-a întâmplat la biserică. Am început să nu mai văd bine și nu înțelegeam ce se întâmplă. Necazul era că după o oră sau două nu mai vedeam deloc cu un ochi și aveam o durere de cap absolut îngrozitoare, care nu trecea decât după 4 sau 5 ore, țineam gheață pe cap și, mă rog, niciun medicament nu mă ajuta. M-am dus la doctor și spaima mea numărul 1 a fost când pierd vederea. Mai ales când mi-a spus de glaucom, care este o boală din care orbesc foarte mulți oameni astăzi. Acum am fost binecuvântat cu un fel de boală mai deosebită care te anunță că ești bolnav. Pentru că 90 și ceva la sute de oamenii care au glaucom după anumite vârste nu au niciun fel de simptom, nu-i doare capul, ca pe mine. Eu am fost binecuvântat că mă durea capul, că asta m-a dus la doctor. Ei, când am ajuns la doctor, mi-a spus că trebuie să-mi facă vreo 4 găuri în fiecare ochi. Prima dată mi-a venit să-i spun să facă la cine vrea el, dar nu mie, și să plec de acolo. Dar mi-am dat seama că dacă nu iau măsurile cuvenite, s-ar putea să nu mai văd deloc. Când mi-a spus statisticele și ce se întâmplă cu oamenii care au asemenea boală, m-a apucat spaima. E bine, în asemenea momente, te gândești la lucrurile la care nu te-ai gândit până atunci. Mă gândeam acum perspectiva ca la 73 de ani să ajung orb, nu? Să mă ducă nevastă mea, să mă conducă ea cu mașina unde vrea ea și cu ce viteză vrea ea, nu? Mă gândeam că nu mai pot să citesc, ceea ce era un lucru teribil pentru mine. Deja am început să iau măsuri. Niciodată nu m-aș fi gândit la chestiunea asta, dar am început să iau măsuri, am descoperit audiobooks, am început să ascult cărți și să nu le citesc, nu? Ba mai mult, am început să găsesc și alte metode de a lucra la computer, la cărți pe care vreau să le scriu, nu neapărat să te uiți la ecran și să bați la taste. Am descoperit că sunt metode că poți să spui, povestești la computer și să scrie computerul ce zici tu. N-aș fi descoperit niciodată lucrurile astea dacă nu aveam asemenea criză în viață. Știți că Dumnezeu te lasă să treci prin momente ca acestea să-ți deschide noi orizonturi, să-ți deschide alte perspective, să simți prezența lui Dumnezeu în criza în care te găsești. Speranța este produsul puterii lui Dumnezeu care lucrează în noi. În Filipeni 2:13, Apostolul Pavel spune așa, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Amin. Bine, frați și surori, avem un Tată bun care vrea să trăim plin de speranță. Putem să fim plin de speranță în anul ăsta în care vine. Putem să avem mari speranțe în Dumnezeu în ciuda tuturor veștilor proaste care vor veni. În ciuda, eu știu, colapsului economic, în ciuda căderilor economice, în ciuda amenințărilor chinezești, rusești sau cine vreți, coreene, nu? Coreea de Nord. Putem avea speranța că Dumnezeul nostru conduce lumea și suntem în mâini bune. Ok? Un al doilea lucru este că Dumnezeul nădejdii ne vrea și plin de bucurie. Dumnezeu ne vrea plin de bucurie. Pavel ne dorește ca Domnul nădejdii să ne umple de toată bucuria.
Nu așa câte o mică bucurie să te veselești, ci să fii plin de bucurie. Să fii plin de bucurie. Bucuria este un concept foarte eluziv și înțeles greșit, mai ales între noi astăzi. În primul rând, bucuria nu este fericire. Fericirea este legată de ceea ce ți se întâmplă ție sau celor dragi ție. Ea depinde de circumstanțele favorabile. Apoi, bucuria nu este deloc plăcere. Plăcerea este pauza dintre două dureri, a spus cineva. Dacă nu te doare capul, începi să fii fericit până nu te dor picioarele. Între astea două, probabil că poți să fii fericit pentru câteva momente. Bucuria creștină nu depinde de circumstanțe. Poți să fii bucuros în orice situație. Găsim oamenii lui Dumnezeu care cu picioarele îmbătuți cântă. Oamenii nu cântă că cântă de bucurie, cântă din bucuria aceea mântuirii, a siguranței că sunt în mâna lui Hristos. Ea este mulțumirea, spunea cineva, pentru ceea ce este Dumnezeu și pentru ce ne-a dat El prin moartea Fiului Său. Asta este bucuria noastră. Dumnezeu Tatăl vrea să ne umple de toată bucuria iertării Lui. Când știi că ești iertat, că toate păcatele tale au fost iertate, ai o bucurie enormă. Că este cineva acolo în cerul care știe tot, dar care hotărât să nu mai vorbească despre alea niciodată. Țin minte că cu mulți ani în urmă cineva m-a amenințat că scrie o carte despre mine. Bineînțeles, nu una frumoasă. Și m-am oferit să-i dau o detalie. Am spus, uite, vin să-ți spun eu că matale, habar n-ai câte prostii am făcut eu. Vin să-ți le spun. Vreau să spun de la bun început că pe toate astea, toate prostiile astea, le-a iertat Iisus Hristos, nu? Iisus Hristos a murit la cruce și sângele Lui a curs și mi-a iertat păcatele astea. Acum, dacă mă tale vrei să le scrii și să le ai în evidență, să te mai bucuri de ele, treaba mă tale. S-a răzgândit omul, n-a mai scris și am scăpat. Dumnezeu Tatăl ne vrea umpluți de bucuria vieții veșnice. Să știi că ești veșnic, că ai viață veșnică în Iisus Hristos. Asta este bucuria care ne încunună și care ne dă biruință în toate momentele grele din viața noastră. Dumnezeu Tatăl ne vrea plin de bucurie apartenenței la familia Lui. Suntem membri în familia lui Dumnezeu, suntem frați cu Domnul nostru Iisus Hristos. Ce calitate mai grozavă vreți? Țin minte că eram la Chicago și ne-a vizitat ambasadorul României la Washington atunci, domnul Joana. Domnul Joana este la conducerea NATO acum, cred că al doilea în rang la conducerea NATO. Unii îl văd deja următorul președinte al României sau cine știe, poate că el va conduce NATO de acum încolo, nu se știe, dar este un om deosebit. Și știu că a venit la noi la biserică, la Chicago, și bineînțeles că am fost foarte emoționat cu el, l-am invitat la mine la birou, și tot o cheie greșită puneam în ușa de la birou, în prezența acestor oameni mari. Și ăsta zice, domnul pastor, zice, încercați cu cheia succesului. I-am zis, domnul ambasador, dacă o găseam, eram ambasador acum. Zice, vreți să schimbăm? M-am oprit și am spus, nu vreau. Păi, cum așa? Domnule, eu sunt un ambasador mai mare ca dumneatale. Eu reprezint o împărăție mult mai mare ca dumneatale. A fost de acord cu mine și am rămas în bune relații. Știi că tu ești ambasador a cerului? Tu știi că tu ești membru în familia lui Hristos? Okay? Ar trebui să-ți aduci aminte atunci când cineva te calcă pe bătătură, se uită de sus la tine, spune că ești un emigrant, nu prea știi engleză. Adu-ți aminte cine ești în Hristos. Asta ne dă nouă bucuria prin care stingem orice amărăciune și orice necaz din jurul nostru.
Spuneam zilele trecute că toți ne naștem cu o condamnare de moarte în buzunar. Așa. Știți ce ne face să fim triumfători? În ciuda acestei condamnări la moarte, care o avem în buzunar fiecare, este siguranța vieții veșnice. Nu ne temem de moarte. Moartea este întâlnirea cu Domnul, nu este nimic de speriat în ea. Apoi, Tatăl nostru ne vrea plin de bucuria care se naște din slujirea altora, din conducerea lor la viața veșnică în Hristos. Când duci pe cineva la Hristos, când ajuți pe cineva, simți o bucurie specială pentru că ești omul lui Dumnezeu de care se folosește lui Dumnezeu, ești instrumentul lui Dumnezeu pentru binele celora din jurul tău. Și în final, Domnul vrea să ne umple de pacea sa minunată. Dumnezeul nădejdii să vă umple de pacea sa minunată, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cu toții trăim și tânjim după liniște, după o viață lipsită de necazuri. Țin minte că la băieții noștri, când erau mici, venea un copil din vecin foarte gălăgios, făcea o alarmă formidabilă și cel mic al meu, Alex, se supăra rău și spunea: "I need peace and quiet," striga. Cu alte cuvinte, trimite la casă pe ăsta, fă ceva, vreau liniște și pace în casa asta. Este un strigăt al fiecăruia dintre noi după peace and quiet. Vrem o viață lipsită de necazuri. Și nu e nimic rău în asta. Ca ființe păcătoase experimentăm tensiuni interioare, ceea ce face liniștea sufletească foarte temporară. Vin îngrijorările, ce se va întâmpla mâine, vin regretele, ce s-a întâmplat ieri. Nu? Între astea două pornește acest război interior care ne tulbură pacea noastră. Suntem sfâșiați de multe ori de lungi războaie civile, nu? Mintea noastră, inima, este teatrul de luptă a unor idei, a unor întâmplări, a unor vise năruite, a unor speranțe de viitor. Știți că Dumnezeu vrea să aducă ordine în haosul ăsta din viața noastră? Vrea să aducă pace acolo? În această lume periculoasă, Dumnezeu vrea să ne aducă pacea sa. În Romani 8:28, care a fost citit și citat în această seară, spune: pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Lui. Dumnezeu vrea să ne aducă pace. Dumnezeu Tatăl nostru vrea să ne dăruiască darul păcii, care vine din credința în Iisus Hristos, Domnul nostru. În Roman 5:1, Apostolul Pavel spunea așa: deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Duhul Sfânt locuiește în noi și ne aduce mereu în armonie cu voia lui Dumnezeu. În Evrei, capitolul 11, versetul 6, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Credința aceasta ne aduce bucuria și pacea în inima noastră. În concluzie, vreau să menționez patru lucruri. În primul rând, Apostolul Pavel vorbește despre un Dumnezeu al încurajării și al mângâierii. În Romani 15:5, Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți același simțăminte unii față de alții după pilda lui Iisus Hristos. Dumnezeu este al încurajării și al mângâierii. Fiți plini de încurajare anul ăsta. Aveți încredere în Domnul. Lăsați-vă mângâiați de Duhul Lui. În al doilea rând, Pavel vorbește despre un Dumnezeu al nădejdii, al speranței. Roman 15:13, pe care l-am citit. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde, în speranță. Nu orice speranță, una puternică, tare. Pavel vorbește despre un Dumnezeu al păcii.
În Romani 15, 33, Dumnezeul păcii să fie cu voi toți. Amin. La început de an să ne încredem în El, în Tatăl nostru, pentru darurile sale de neprețuit. Speranță, bucurie și pace. Asta vă doresc fiecăruia în anul care vine. Vreau să încheiem cu o ultimă imagine, rog pe băieți, am publicat-o recent și pe Facebook, am trimis-o la mulți dintre dumneavoastră, care spune, nu privi înapoi, nu mergi în direcția aia, okay? Nu te mai uita înapoi, uită-te înainte, aia e direcția care merge. Și du-te pe drumul acesta și ai speranțe în Domnul, ai bucurie în El și să ai pace în Domnul nostru Iisus Hristos și El să ne le dea din belșug în anul care vine. Amin.